Bună seara, dragi prieteni! Bine ați venit la emisiunea Bine pentru tineri! În această seară vreau să faceți cunoștință cu invitatul meu, care să știți că a luat startul de mult pentru o carieră de succes. Este fascinant cum a reușit ca pasiunea să îl ducă pe cele mai înalte culmi. Am avut onoarea să îl cunosc încă din anul 2017, când a fost invitat la un eveniment marca POF21 și m-a cucerit încă de atunci cu pasiunea pe care o are și cu minunata carieră în care strălucește. Haideți să îl cunoaștem împreună pe Claudiu David, pilot, trainer BMW, pilotul cu cel mai mare punctaj din istoria pilotajului BMW. Claudiu, bine ai venit în emisiunea noastră! Ciao, Gina, bine te-am găsit, bine v-am găsit, Radio de Bine. Bine ai venit la noi la Radio de Bine, activitatea ta este de bine și ți se potrivește această emisiune. Da, mă bucur să fiu cu voi în seara asta. Și eu mă bucur, Claudiu, că ai acceptat invitația mea. Vreau să te cunoască prietenii noștri și să le povestim despre tine. Să le povestim de unde dragostea pentru mașini, de unde această pasiune și de când. Sigur că da. Mie îmi place să spun că dinainte să mă nasc. Și de ce îmi place să spun asta este pentru că mama mea a condus însărcinată fiind până în ziua în care m-a născut. Iar eu am fost obișnuit cu sunetul mașinii. Da, iar când eram foarte mic și plângeam, s-au încercat diferite metode pentru a face zătac. Singura care funcționa era atunci când tatăl meu imita zgomotul unui motor. Așa că ceva a fost chiar dinainte să mă nasc. După care am crescut în curte cu mașini, bunicul meu a fost super profesionist, tatăl meu de asemenea, și în curte la bunicii mei erau numai mașini sau autobază, o mini-autobază. Și am fost atras întotdeauna de mașini, bunicul meu mi-a dat să conduc de foarte mic, stăteam în brațele lui și aveam de volan. Și cam așa a început inițial toată dragostea mea față de mașini. Ulterior am făcut ceva karting, după aceea m-am înscris la rallycross, asta înseamnă că mergeam deja cu mașini, până s-am permis de conducere pe semnătura poliției. Am înțeles. Și practic de acolo am început să concurez serios. Părinții tăi au fost de acord încă de la început să își dea acordul? Nu au considerat că este periculos pentru tine sau tu ai avut curajul ăsta, adică ți-ai dorit suficient de mult? Am făcut multe sporturi și multe dintre ele extreme. Am făcut schi coborâre, am făcut mountain bike coborâre, am avut multe căzături, degete rupte și am fost susținut de părinții mei încă de la început să fac motorsport. Sigur, mama mea avea foarte mare emoții la fiecare competiție. Bine, probabil și tatăl meu. Știi cum? Mamele mai mult. Și am fost susținut și ca să înțelegi cât de mult am fost susținut, gândește-te că în sufrageria apartamentului mamei mele, eu îmi țineam roțile, cutia de viteze, planetarele, piesele de la mașină. Wow. Și mă primea. Și te primea acasă. Da, da, da. Interesant. Spune-mi, Claudiu, cum a fost momentul în care ai pilotat pentru prima dată și la ce vârstă a fost posibil acest lucru? Dacă nu luăm în calcul atunci când am avut un prim contact cu kartingul, pentru că... Hai să luăm și momentul acela în calcul. La ce vârstă ai avut un prim contact? Da. La vremea respectivă erau
Casa Pionierilor se numea. Mhm. Nu ai prins așa ceva, nu ești mult prea tânără. Erau niște locuri în care copiii puteau practica diferite activități artistice de toate felurile. Acolo făceai și tir, și muzică, și flaut, și toate cele. Și era și o ramură de karting. Eu sunt din Sinaia. Acum, pistă de karting pe munte la Sinaia nu era. Și de aceea, când ne urcam într-un car, ne dădeam prin parc. Adică n-am făcut mare treabă cu kartingul inițial. De-aia am trecut așa rapid. Și prima dată când am pilotat o mașină a fost tot la Sinaia, în Poiana Stânii, pe Poiana Stânii. Eu tocmai câștigasem o competiție de coborâre de mountain bike la Sinaia și părinții mei erau împreună cu niște prieteni de familie la sosire acolo pe Poiana Stânii și mă așteptau. Iar prietenul cel mai bun al tatălui meu avea o mașină de rallycross. Rallycross-ul a fost adus în România de niște sineieni, niște buni prieteni de-ai noștri, de-ai tatălui meu, și ei concurau în Sinaia, în Câmpina și în Sibiu la vremea respectivă. Și prietenul nostru, Mitică Fantazii, adusese mașina lui de rallycross acolo. Și după ce am câștigat competiția de mountain bike și am rămas la grătare și la sărbătorit, mi-a dat mașina lui, mi-a zis, poți să-i și mergi pe Poiana. Și am mers pe Poiana până am rămas fără benzină, că nu am mai oprit nimeni, îți dai seama. Acela a Practic, eu fost știam să primul. conduc, da, și atunci a fost primul meu contact cu mașina de competiție când am mers. Am mers Și de ai mers nemult, acolo, singur pe în acel Poiana. moment? Ulterior, am început să concurez în rallycross și să fac treaba din ce în ce mai serios. Sau, mă rog, de la început am făcut-o serios, dar din ce în ce mai sus. Și după acel moment a fost, ai luat decizia de a continua cu acest sport? Da, acela a fost momentul când am simțit că asta îmi doresc să fac pentru restul vieții, așa simțeam atunci. Și când m-am dat jos, le-am spus părinților mei că asta îmi doresc să fac și îmi doresc ca ei să mă susțină să fac asta. Motorsportul este oricum cel mai scump sport din lume, așa că nu e chiar ușor să faci motorsport. Sigur, Formula 1 este cel mai scump sport din lume, urmat de raliuri și alte ramuri ale motorsportului. Dar am avut susținerea lor și ulterior am reușit să avem o mașină de rallycross a noastră, pe care ne-am pregătit, ne pregătea tatăl meu, venea cu mine la fiecare competiție, îmi făcea asistență tehnică și așa am început să concurez încă de la vârsta de 16-17 ani pe semnătura părinților, fără permis de conducere. Concuram împotriva adulților, eram singurul copil la mine. Ai avut un mentor în perioada aceasta, după ce ai luat decizia de a concura? A fost cineva care te-a susținut pe lângă familie? Aș putea spune că tatăl meu a fost mentorul meu, pentru că el stătea pe marginea traseului și după ce făceam câteva tururi de antrenament sau chiar tururile de competiție, mă opream și el îmi dădea un feedback, îmi spunea, uite, la virajul ăsta ai făcut așa, ar fi bine să faci așa. Și practic cu el am început prima dată și el mi-a dat primele sfaturi de pilotaj. Sigur că mă uitam și la prietenii noștri care concurau și ei acolo, dar ei fiind sportivi și mergând alături de mine, nu puteau face același, nu puteau face treaba asta. Deci practic am plecat cu tatăl meu fiind mentorul meu până în următorii pași când am mers mai departe în campionatul de raliu. Și a durat mult până ai ajuns la campionat, la raliuri? Da, au fost câțiva ani în care am concurat în rallycross și în care mă uitam spre campionatul național de raliuri, dar deja erau alte ligi, alte clase, alte bugete, alte mașini, alte reguli, Au fost era mult mai dificili acei pași până să ajungi acolo?
Ce a Da. presupus din partea ta? Din partea mea, eu am făcut tot ce am știut, adică am început să fac pregătiri serioase, atât fizice, cât și pregătirea mașinilor, așa. Doar că sportul fiind foarte scump, era nevoie de un buget foarte mare. Și părinții mei puteau să acopere o parte, dar să susțină campionate întregi de raliuri era dificil la vremea respectivă. Ce am primit însă a fost o mașină, prima mea mașină de competiție de raliu, am primit-o de la tatăl meu și practic ăsta a fost începutul. Eu cu această mașină mai Care a fost prima departe, ta mașină? un Opel Corsa. Da, Roșu. roșu. Cum era și mașina mea din 2017. Da, cu mașina aia am ieșit prima dată campion național și practic de acolo eu am reușit să-mi construiesc mai departe și bugetul și campionatele și echipele și tot ce am făcut mai departe. Primul impuls a fost această mașină pe care am primit-o de la tatăl meu. Și după ce ai ajuns în această etapă, ai avut un alt mentor, tatăl tău a rămas cumva în umbră și altcineva a fost care te-a îndrumat? Da, tatăl meu la un moment dat a rămas în urmă doar pentru faptul că am făcut pas cu pas în carieră și practic el nu a fost niciodată pilot profesionist de competiții, așa că de la un punct încolo nici el nu mai știa cum arată exact o pregătire, așa încât eu am mers mai departe și la București m-am dus la Institutul Național de Cercetare pentru Sport, unde am început să fac antrenamente serioase de pregătire pentru sportivii de performanță. Acolo s-au antrenat toți olimpicii români. Eu am fost practic primul non-olimpic care s-a antrenat acolo, care am primit un program de antrenament acolo, mulțumită directorului Institutului de atunci, domnul Pierre de Hilerin. El mi-a oferit posibilitatea să mă antrenez alături de cei mai buni sportivi din România. Și asta era una din părțile necesare pentru a putea face performanțe sportul pe care îl practicam. Pe de altă parte, venind la București, am început și să lucrez, eram și la facultate și practic am făcut tot ce am putut să construiesc și bugetul necesar pentru competiții. Iar ce am făcut este că, odată cu rezultatele foarte bune pe care le-am obținut în campionatul național de raliuri, eu fiind foarte tânăr și un începător, am fost remarcat de unul dintre cei mai buni piloți ai României de raliuri, George Grigorescu, și el la rândul lui campion național, care la vremea respectivă, practic, era și imaginea campionatului național de raliuri, adică dacă voiai să știi cum se fac raliurile, te uitai la echipa lui George Grigorescu și la el și înțelegeai ce înseamnă, cum arată mașina, cum arată serviciul, cum se comportă mecanicii, cum pilotează. Deci, practic, tot pachetul ăsta, GG a avut experiențe foarte multe în Franța și de acolo a preluat exemplul celor din campionatele de acolo. A venit în România și l-a implementat, iar aici practic era imaginea campionatului și unul dintre cei mai buni piloți. Astfel că după ce m-a remarcat la finalul unui campionat, a venit și m-a felicitat. Bravo, felicitări și mie atâta mi-a trebuit, el oricum era idolul meu și am zis, păi nu mă luați pe mine, nu sunt în echipa acolo. Nu te-ai mulțumit cu un simplu felicitări. Da, adică atâta mi-a trebuit să mă felicite, era primul contact pe care l-am avut direct. Și mi-a zis, a, bine, caută-mă la București, la birou. Și luni dimineața eram primul om la N-ai mai birou. stat pe gânduri, ai și plecat dimineața. Direct. Și
La birou de data aceasta nu am cerut sponsorizare, nu am cerut bani, nu am cerut ceva, ci l-am rugat frumos să mă îndrume să fac performanțe în raliuri. Am întrebat ce trebuie să fac pentru a face performanța în raliuri. Mi-a pus câteva întrebări, după care a luat o foaie de hârtie, a început să scrie acolo pe ea și mi-a zis, uite, îți ofer un loc de muncă la spălătorie la serviciul meu, îți ofer posibilitatea să-ți repar mașina după orele de program în atelierul meu. El era dealer Renault, acum Renault. Îți dau liber la raliuri de joia, dacă trebuie să pleci mai devreme, îți stai ziua respectivă de la salariu și te ajut cu asistență tehnică. Și atunci am zis, când pot să încep? Și practic așa mi-a devenit mentor pentru următorii ani. Am învățat foarte multe de la el, mai puțin direct de pilotaj, cu toate că și acolo tot timpul urmăream și tot timpul furam de la stilul lui de pilotaj și aș putea spune că avem stil asemănător de pilotaj. Dar, practic lucrând în compania George Grigorescu, am învățat foarte multe despre ce înseamnă pregătirea unei mașini de raliu, pregătirea unui raliu și mai mult decât atât, ce înseamnă să lucrez de dimineață până seara, după care să mă duc la antrenamente. A fost o experiență ți-a oferit cumva mai mult decât ai cerut. Nu te așteptai bună. să primești inclusiv un loc de muncă? Până atunci ai mai lucrat? Nu. Nu. Nu lucrasem niciodată, pentru că nu am avut nevoie. Am avut din partea părinților mei toată susținerea. Nu știți să pot să merg la facultate, să am unde locui, să am ce mânca la facultate. Adică nu aveam nevoie să lucrez. Dar faptul că mi-a oferit un loc de muncă și nu mi-a oferit o sponsorizare. Te-a responsabilizat cumva și mai mult. Da, a fost un drum prin care am învățat tot ceea ce înseamnă să fac lucrurile astea și am învățat de la zero. De la cel mai bun, de la idolul tău. Da. Și practic în următorii ani de zile așa s-au desfășurat zilele și anii, că lucram de dimineață până seara la jobul ăsta. Seara băgam mașina de raliu în garaj și lucram la ea, depinde cât aveam de locuri și depinde cum era la raliu, puteam să stau și până dimineață. Iar dimineața la prima oră mergeam la Institutul Național de Cercetare pentru Sport, unde aveam antrenament. După care eram din nou primul om la job. Asta am făcut ani de zile. Ai avut ocazia să fii în competiție cu mentorul tău? Da. Da? Am avut ocazia să fiu în competiție și... cum a fost acel moment când ai învățat de la cel mai bun și a trebuit să pui în practică ceea ce ai învățat? Da, este un raliu foarte important din viața mea, acela în care practic m-am putut direct cu mentorul meu, care avea și o miză foarte mare. Povestea e mai lungă, eu veneam din Franța, de unde el mă trimisese, eu încă lucram pentru el, încă lucram în compania pe care el o deținea, mă trimisese în Franța să aduc ceva de acolo. În drum înapoi din Franța am rămas în fană cu mașina respectivă. Am venit cu mai multe mașini care m-au adus de unde rămăsese în pană, pe la Viena, până în Vamă, din Vamă cu alta până în Cluj, din Cluj cu alta până în Brașov și tot așa. Și practic n-am mai avut timp să ajung la București pentru că venea ultima etapă a campionatului național de raliuri, care era la Onești. Și atunci de la Brașov am plecat direct la Onești la ultima etapă de raliu. Eu eram deja campion național la grupa mea, dar făceam parte din echipa OMV, iar GG făcea parte din echipa RAF Onești, echipă cu care noi concuram pentru locul întâi la echipe. Și atunci echipa mea a decis, pentru faptul că eram deja campion național, să mă treacă la o clasă superioară,
și să mă bat chiar cu George Grigorescu. Și asta ce înseamnă? Eu eram cu un Polo GTI de 1600 cm3, iar el concura cu un Clio de 2 litri, de 2000 de cm. Și practic eu am fost înscris la o clasă superioară și m-am bătut cu el cu o mașină inferioară. Era o nebunie, adică teoretic n-aveai cum să învingi mentorul într-o mașină superioară. Dar eu mi-am luat acest rol foarte în serios. Și la Onești... Nu a fost niciun moment în care să te gândești că nu am șanse, nu are rost să intru în această competiție? Nu. Adică, în capul meu a fost că am un job foarte serios aici, eu trebuie să câștig. De ce? Pentru că dacă între noi, adică cine câștiga dintre noi, aducea puncte echipei sale și echipa câștiga campionatul din acel an. Și practic eu reprezentam echipa OMV și pentru mine era foarte important să aduc punctele echipei cu care să câștigăm campionat. Iar eu mi-am luat rolul foarte în serios. Adică eu eram cel mai mic din echipă la vremea respectivă, cu cea mai mică mașină, cu cel mai mic buget. Dar sigur mă uitam să ajung într-o zi cu mașina puternică, să ajung să mă bat la campionatul național. Și eu mi-am luat rolul foarte în serios. Adică nu știu ce au crezut alții și de ce m-au pus acolo. Dar eu m-am dus foarte serios să câștig și să-l bat. Și lucrul ăsta s-a și întâmplat. Am reușit să câștig în fața idolului meu, cu o mașină și inferioară, iar echipa OMV a câștigat campionatul în acel an, mulțumită și punctelor mele din acea etapă. Când erai în echipa OMV, să înțeleg că ai luat și titlu pentru cel mai rapid pilot din lume. Da, am luat mai multe distincții la vremea respectivă, dar la acest raliu, ca să îți termin așa, îți dai seama, a fost o situație așa, l-am bătut pe idolul meu care era și șeful meu, adică eu luni m-am dus la job și am dat de șeful, adică așa s-au așezat lucrurile. Că a fost și ultimul raliu la care eu am concurat din postura de angajat în compania lui DG. De ce? Pentru că deja Top Gear, BBC Top Gear, știi, revista și emisiunea, deja mă ofertaseră și am primit această ofertă de a fi pilot de teste la BBC Top Gear. Chiar înainte de acest raliu, urma o discuție în săptămâna următoare, după care această ofertă s-a concretizat, iar eu după acest raliu, după ce am reușit să câștig în fața lui, practic m-am dus și cu demisia pe masă, pentru că am ales să mă duc pilot de teste la BBC Top Gear, unde sigur că eram mult mai apropiat de ce îmi doream eu să fac, practic eram plătit să testez mașini și toate mașinile, plus că aveam un aport foarte mare de imagine, adică să apar în fiecare număr al revistei BBC Top Gear la vremea respectivă pentru mine însemna un aport foarte mare de imagine cu care veneam la pachet pentru partenerii și pentru echipa pe care o reprezentam. Așa că am ales să merg la Top Gear și mi-am dat demisia după ce am reușit să-l fac. Ce feedback ai primit din partea idolului tău pe care ai reușit să-l bați? Mentorului. Da, sigur că în momentul în care am avut această discuție, el m-a sfătuit ca un părinte și s-a bucurat foarte mult pentru mine. M-a susținut în continuare, sigur că mi-a dat mai mult decât voie, mi-a dat girul lui să merg mai departe. Un singur lucru mi-a spus, că în România, sau mă rog, da, în România, să fiu foarte atent pentru faptul că revistele apar și dispar, mai ales revistele de auto, și să nu fie doar un foc de paie, o revistă care apare și după aceea la scurt timp dispare. Ceva de genul acesta. Dar BBC Top Gear, fiind o revistă cu renume, a rezistat pe piață mulți ani și eu am rămas următorii ani acolo.
Cred că a fost o surpriză neașteptată. Încerc totuși să-mi imaginez cum a privit el în acel moment când a văzut că ai luat startul și la finish tot tu l-ai luat pe el. Cred că mi se pare așa, mi se pare că și-a făcut treaba nu bine, foarte bine și cred că a trebuit să fie mândru de ce ai reușit tu să faci. Sigur, cred că în acele momente nu a fost prea bucuros, pentru că și el reprezenta echipa Rapo Onești în acea perioadă și sigur că și lui ar fi prins bine să aducă punctele echipei pentru mai departe. Bineînțeles. Dar cu siguranță, pentru că l-am bătut eu, pentru că în fața mea a pierdut, sigur a fost mândru de mine. Asta cu siguranță, da. Cred că mai mult a fost mândru de mine a doua zi. Sunt convinsă și eu de acest lucru. E normal, e normal. Vreau să-mi spui dacă, nu știu, a fost vreun raliu, vreo competiție care cumva a fost așa la limită, era în pericol, nu știu, un traseu mai complicat, care ți-a dat bătăi de cap sau care ai avut nevoie de o concentrare mai mare pentru acel traseu. Da, sigur că de fiecare dată când ne urcăm în mașina de raliu și mergem, ne expunem unor riscuri. E adevărat, mult mai mici decât se văd de afară, dar totuși există niște riscuri și cred că la fiecare raliu am trăit cel puțin câteva momente la limită. Dar îmi amintesc foarte clar unul dintre ele atunci când concuram la Deva pe asfalt și concuram pentru campionatul național, adică pentru câștigarea campionatului național. Și pe una din probele speciale la vale, o coborâre foarte rapidă, la un moment dat intrai chiar într-un sat, așa, și acolo auzeam niște zgomote foarte puternice la partea din spate a mașinii, undeva la roată, undeva în spate, și mergeam foarte tare la vale acolo și mă gândeam că dacă, Doamne ferește, se rupe ceva sau sare roata, sau se întâmplă ceva acolo și la viteza asta o să zburăm afară și o să dăm în copaci pe acolo, o să ne adune cu pensetele pe acolo, adică mă gândeam că o să murim. Mi-a fost foarte teamă. Dar teama asta a fost așa, ca un flash, pentru că imediat mi-am adus aminte de ce să fiu acolo, să câștig campionatul. Și inițial am ridicat piciorul în accelerație și m-am gândit ce fac, dacă mă opresc, dacă mă opream, sigur pierdeam. Și am apus mai departe și am zis, asta e, dacă zboară roata și murim, murim, dacă nu, hai să vedem. Scopul tău Și era să n-a sărit. câștigi. Da, n-a sărit roata, dar din cauza problemei de acolo am pierdut niște timp. Și asta m-a costat. Dar am mers mai departe și am trecut peste această teamă, practic, de moarte. Noi ne gândeam că dacă intram afară la viteza aia, la vale acolo, la revedere. Ai reușit Și încă de la bun început să-ți învingi această frică și să, totuși, este un sport extrem. da, emoții înainte de start am avut mereu, dar odată ce luam startul nu am avut niciodată frică, toate flash-urile astea cum a fost asta. Mai trece pe marginea prăpastiei, foarte aproape sau așa, nici nu văd prăpastia, văd numai drumul unde merg. Dar uite, de exemplu, după ce m-am răsturnat la Baia Mare și am stricat o singură piesă, caroseria, a trebuit să înlocuim caroseria. Și practic am distrus toată mașina. M-am răsturnat destul de adânc. De pe drum am căzut și ne-am oprit în ultimul copac lângă lac. Dacă nu era copac, intram în lac direct. Și am făcut mașina praf. Ce este foarte important pentru un pilot profesionist este ca la următoarea competiție să te poți urca la volan și să mergi maxim din primul metru. O lucru ăsta, din punct de vedere psihic, este foarte dificil, pentru că fiecare viraj de la următorul raliu simțeam că mă răstor. Aveam o teamă foarte mare. Și aici am început să lucrez cu psiholog sportiv. La Institutul Național de Cercetare pentru Sport aveam psiholog sportiv,
care a lucrat cu mine și care mi-a oferit suportul să trec peste astfel de evenimente, care pentru orice sportiv înseamnă un challenge să reușești să treci și să mergi maxim la următorul. A fost singurul eveniment neplăcut de acest gen? Nu, am avut 4 sau 5 ieșiri în decor în cariera mea, ceea ce înseamnă foarte puțin în cariera unui pilot și cu atâtea raliuri și atâtea sute de kilometri de probe speciale. Dar de fiecare dată când am sărit afară, am sărit afară cu daună totală la mașină. Adică nu m-am încurcat cu aripă sau în Totul sau nimic în competiții. Am sărit de vreo 4 sau 5 ori și de fiecare dată a fost daună totală. Am înțeles. A fost vreodată un moment în care, nu știu, ai fost nevoit să te orientezi spre altceva sau te-ai gândit să renunți la asta și la ceea ce faci și să te orientezi spre o altă carieră? Să mă gândesc așa conștient să renunț, nu m-am gândit, dar am fost pus în situația de renunțat de mai multe ori. Pentru că după o astfel de săritură afară, cum spunem noi, o astfel de eveniment în care distrugi complet mașina și practic trebuie de la zero, este foarte dificil. Primul rând, din punct de vedere material, nu mai vorbim de alte lucruri. Și de aceea, la un moment dat, mi-a fost practic imposibil să mai continui. Atunci, nu pentru că mi-am dorit, dar pentru că mi-am dat seama că am ajuns la un final de drum, am luat cheile și le-am pus la propriu în cui. Deci, gata. Până aici, asta am știut să fac și gata. Doar că așa s-au așezat lucrurile, că de fiecare dată, într-un fel sau altul, am reușit și am revenit la volan și am concurat nimic. Până la urmă, faptul că a fost o dragoste la prima vedere de când erai în pântecul mamei tale, te-a făcut să te întorci iar la raliu și să nu poți să te desprinzi de acest lucru. Cred că enorm de mult a contribuit acest lucru. Și mai am câteva întrebări pentru tine, dar după o scurtă pauză de publicitate, dragi prieteni, revenim în câteva momente. Societatea Frasinul susține binele pentru comunitate la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Ne place să facem mâncarea ca pe la noi, prin Bistrița Năsăud. Dacă poftești la mâncarea copilăriei tale, din casa de la țară a bunicilor, să ne cauți. Ne găsești în Bistrița, pe pietonalul Liviu Rebreanu, la numărul 16. Comenzi și rezervări la telefon 0745 268 866. Restaurant țărănesc Casa Doamnelor. Mâncare țărănească ca la bunici. Virginia Linul, cea mai cunoscută creatoare de costume populare din țară, duce povestea mai departe. Vă așteptăm la Casa Costumului Popular Virginia Linul de la Salva, județul Bistrița Năsăud, cu cele mai frumoase costume populare pentru femei, bărbați și copii, dar și noutăți din linia tradițională. Îmbracă-te tradițional, fii popular! Urmărește emisiunea Meșter de 10, realizată de Virginia Linul, în fiecare dată de 10 a lunii, la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud susține binele în cultură, tradiții și folclor la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Casa Verona, mâncare bună ca la mama acasă. Cele mai mari porții din oraș le găsești aici, la Casa Verona, în Bistrița, Piața Mică, numărul 18. Te așteptăm zilnic cu mâncare bună și gustoasă, de la micul dejun, la ciorbe, fripturi și garnituri de tot felul, paste, pizza și deserturi la alegere. Avem pentru tine și mâncare de post. Dacă nu poți veni la noi, venim noi la tine. Intră pe takeaway.com și alege din meniu tot ce îți place, iar comanda ta va ajunge repede la tine. Transportul este gratuit.
Comenzi la telefon 0263 211 530 sau 0725 837 662. Program de funcționare de luni între 12 și 21, iar de marți până duminică între 9 și 21. Casa Verona, mâncare bună ca la mama acasă. Societatea Miss Group susține binele în educație la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Urme ale locuirii teritoriilor comunei noastre sunt încă din neolitic. Este un personaj important care a adus aceste monede. Altfel nu se poate explica modul cum au ajuns aceste monede, pentru că ele lipsesc la răsărit de Tisa. A fost foarte om bun, om de nu existat. Ei erau un fel de, cum să spun, centru social, deci... Foarte, foarte om bun a fost. Gentlemen, I don't know where you are from, but I accept your invitation. Cred că și Odohei m-a format ca medic, ca medic de țară. Mi-a plăcut foarte mult. Apoi nașterea m-a asistat. Fel de fel de cazuri, șocuri anafilactice. Dă creșteaba, dă crește la noi. Numai eu am rămas aici. Eram singur cu găinile în pod. În Șodorhei, până 90, a fost o școală etalon pentru județul Bistea-Năstăud. În toate satele erau grădinițe, erau școli generale. În Șodorhei și Agrișuri erau și 5-8. Am fost dascăl la 7 universități din Europa. Am fost în programe europene. Am fost, așa cum ați menționat, în 2 misiuni diplomatice. Dar întotdeauna am venit cu drag acasă. Suntem în satul Costa, satul bunicului, sat martir, sat erou. Casa și mortul, oameni buni, 61 de eroi, nu s-au mai întors acasă. Din spusele creștinilor mai în etate, creștinilor mai în vârstă, icoanele au fost pictate pe pânză chiar la Veneția. Oameni harniși, la toată casa era plug și jug, și vaci, și oi, și porci, și de tot pe alea. El avea până la 3-4 turme de oi satul. Luai tractorul și echipai valiza, dădea o pătură, cearceap, o perine. Bunica era o pianistă, stăpânea instrumentul în mod amator, bineînțeles. Păi făceai vița în teatre de iarna, păi vine lumea la teatre. Cel mai mult îmi pare rău de împănatul boului de la Cristor. Sau moștei, cum se spunea. Șodorhei reprezintă pentru mine, și la ora actuală, cel mai frumos loc din lume. Nu aș da niciun loc din lume, nici Maldive, nici Las Vegas, nici Saint-Tropez pe Șodorhei. A fost o perioadă, eu zic că perioada cea mai frumoasă din viața mea, cât a fost ecoul Șodorhei, echipa. Străni nepoții lui Traian acum trăiesc aici, în casa veche a lui Nea Traian, americanul. Extraordinare povești sunt. Dragi prieteni, am revenit în direct. Invitatul meu din această seară este Claudiu David. Claudiu, bună din nou! Vreau să te întreb dacă în campionatul mondial de raliuri ai avut vreo experiență interesantă la start. Da, sigur. Prima dată când am mers în campionatul mondial de raliuri, am mers în Argentina. În primul rând, ca să ajungem în Argentina, la 24 de ore. Am zburat foarte mult și când am ajuns acolo, primele mașini pe care le-am văzut erau niște Dacia 1300. Am crezut că am ajuns din nou în România, dar înapoi în timp. Raliul din Argentina, fiind prima noastră experiență de campionat mondial, are foarte multe evenimente de care ne aducem cu drag aminte.
Dar pentru mine cea mai importantă cu care am rămas de acolo este o setare a mindset-ului meu atunci când deja mentorul meu era campion mondial de raliuri. Adică eram coleg de echipă cu Manfred Stoll, care era campion mondial de raliuri și făceam amândoi parte din echipa OMV și concuram împreună în campionatul mondial de raliuri. Și înainte de start, întotdeauna există o zi de teste, de pregătiri, iar în Argentina aceste teste se desfășurau la peste 2000 de metri altitudine, pentru că așa în raliurile acolo. Și ne-am dus acolo, am început, o să spun pe foarte scurt, am început să facem testele și pentru că eram la 2000 de metri altitudine și lângă noi era o prăpastie de noi, vedeam fundul, am mers cât am putut de tare, dar cu grijă, adică cum era să mă răstorn în prăpastie înainte să încep primul raliu din viața mea de campionat mondial. Și am mers cu grijă. Și a venit Manfred Stoll, colegul nostru de echipă și mentorul meu de atunci, și mi-a zis, ce faci bun? Aici, teste, ne pregătim pentru aliu. Păi, zice, trebuie să mergi maxim. Păi zic, cum să mergi maxim? Că uite aici, prăpastii alea, era, îți dai seama, pe munte, drum, stâncos, bolovani, alea, mă gândeam că rup mașina, alea. Zic, nu, aici e campionatul mondial, trebuie să mergi maxim, să vii la service, restul e treaba noastră. Toată viața mea am dorit să merg în campionatul mondial, dar când ajungi acolo și vezi că, de fapt, ai totul la dispoziție și rămâne doar la tine cât de bine și de tare mergi, e așa un wow, știi? Și ne-am dus, am mers foarte tare, am venit înapoi, pan, stânga față, pentru că era un bolovan foarte mare peste care n-aveai cum să treci, pentru că rupeai roata. Și am zis, uite, vezi, am mers tare, am rupt roata, așa a zis ne. Schimbă roata, du-te înapoi și mergi maxim, pentru că n-ai mers maxim. Bine, mă, am zis că facem mișto de noi. Ne-am urcat, am mers, am venit și mai tare, am venit aceeași roată pană, plus încă ceva la suspensie defect. Am zis, bă, mamă, n-ai cum, adică n-ai cum să treci peste bolovanul ăla, halul ăsta de tare, pentru că rup mașina. Și a zis, nu, tu nu înțelegi, trebuie să mergi maxim. Du-te și mergi maxim, pentru că este campionatul mondial și așa se merge. M-am uitat la Mihaela, la mine și am zis, bă, ori facem mișto de noi, ori noi nu înțelegem ceva. Nu. Am mers la antrenamente acolo mai tare decât am mers vreodată în campionatul național de raliuri și ghiși ce, am trecut peste bolovanul ăla de nici nu ne-a simțit vreodată că am fost acolo. Nu s-a întâmplat nimic nici cu mașina. Și când am ajuns înapoi mi-a zis, bravo, acum ai mers maxim. Da. E, gândește-te că niciodată în campionatul național, în competiție, eu nu mersesem la fel de tare ca la teste acolo. Și rezultatul știi care a fost? Primește-mă. După prima zi de competiție, de fapt prima probă în viața mea din campionatul mondial de radio, am câștigat. Bravo. Lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată, adică să vină un rookie, să vină un începător în campionatul mondial să câștige, nu s-a întâmplat niciodată, adică toată presa scria, bă, cine e ăsta, de unde a apărut ăsta? Și după prima zi de competiție în Argentina, noi conduceam grupa noastră în campionatul mondial de raliuri. Și asta doar din mindset-ul pe care l-am primit de la un campion mondial. Bravo, super tare, felicitări! Claudiu, da. Hai să revenim în prezent și spunem ce faci acum, care este activitatea ta? Da, s-au produs mai multe metamorfoze pentru că ție ți-a plăcut să povestim mai mult astăzi despre raliuri și despre cariera de raliuri. Sigur că este o etapă foarte importantă din viața mea. De la această parte de înaltă performanță pe care am susținut-o an de zile, am făcut o metamorfoză și am mers către a împărtăși din experiența mea de atâția ani de pilotaj cu oamenii din întreaga lume și astfel am ajuns la Academia BMW, devenind trainer a Academia BMW și ulterior trainer al Academiei BMW. Astfel am reușit să împărtășesc din toată experiența mea și din tot ce am învățat în Academie cu oameni din întreaga lume. Practic, următorii ani din viața mea au fost în avioane de pe un continent pe altul, împărtășind din experiența mea
și învățând oamenii să conducă corect și în siguranță. Asta a fost prima metamorfoză. După care a mai fost o metamorfoză și de la partea de training pe care încă o mai fac ocazional. Am construit o companie, am fondat o companie împreună cu niște parteneri. Compania este fondată la New York și dezvoltă un software care să vină în suportul șoferilor din întreaga lume. Practic să avem în mașină un suport asemănător cu ceea ce eu fac atunci când merg pe teren pentru driver training-uri și evenimente. Și asta a fost o altă metamorfoză. În prezent încă mai organizăm driver training-uri și driving experience și în România și în internațional. Oricine în România poate să participe la aceste... Da. Deci pe de-o parte avem, școala noastră este acreditată de Federația Română de Automobilism Sportiv, de către FRAS, și în urma absolvirii cursurilor noastre se poate obține licență de pilot în campionatele naționale de cursuri, de raliuri, de circuit, dar noi putem organiza și cursuri pentru cei care doresc să învețe să conducă corect și în siguranță. Lucrul ăsta îl facem doar la cerere. Sunt foarte multe școli care au apărut acum în România și cei care își doresc să facă cu mine sau cu noi și ne caută și ne se adresează, găsim loc în programul nostru și le oferim cu drag astfel de training. Separat, noi organizăm și niște experiențe fabuloase în Namibia, în Botswana, în Africa de Sud, în Canada și urmează și alte țări, cum ar fi Australia. Namibia este o experiență absolut fabuloasă, care a plecat de la o experiență de condus, dar care este mult peste o experiență de condus. O experiență în care vizităm o țară absolut fabuloasă, în care vedem animale sălbatice în habitatul natural, în care vedem oameni care încă trăiesc în sălbăticie, care încă vânează pentru a mânca, mâncăruri speciale și diferite față de Europa. Conducem pe dune de nisip mai înalte decât blocurile turn. Absolut fabuloasă experiența. Și noi organizăm această experiență în Namibia. În fiecare an mergem de câteva ori. Chiar acum câteva zile urmează să plecăm din nou în Namibia. Și este un lucru pe care din nou îl facem de drag și de câteva ori pe an, ca un balance în viața noastră, mergem și în Namibia cu această experiență. Asta a fost o altă metamorfoză și o alta care s-a produs în viața mea este că odată cu creșterea, evoluția și contribuția socială pe care eu mi-o aduc în viață, în urma experienței mele personale și în urma școlii pe care o am în spate și a tot ceea ce am reușit să învăț, să acumulez și tot în continuare, da? Am creat o companie care se numește Jerry's Question, întrebarea lui Jerry. Jerry din Tom și Jerry. Da. Și cu această companie mi-am propus să vin în suportul celor care își doresc o busolă în viață. Așa că eu sunt o busolă și îmi doresc ca eu-ul meu să însoțească eu-ul celui cu care îmi doresc și vreau să fiu alături pe un drum de creștere, de evoluție, de contribuție socială, pentru a ne asigura că direcția în care merge este cea justă, conform cu karma sa, cu lecțiile sale de viață. Și asta este ceva ce îmi place foarte tare să fac și ce voi face pentru restul vieții, indiferent de alte proiecte sau alte business-uri în care sunt implicat.
Felicitări, Claudiu, și ce să zic, știam de la început că nu te vei opri, de când te-am cunoscut că nu te vei opri și vei continua să faci bine pentru oameni și vei ajuta să conducă în siguranță. Am un comentariu pe care vreau să-l citesc neapărat de la Lenuța Olariu, care ne spune: wow, ai trăit experiențe extraordinare, felicitări pentru tot ce ai realizat. Lenuța este prietena mea și cred că ar trebui să se mândrească și cu experiențele extraordinare pe care le are alături de mine când sunt la volan. Da, mulțumesc frumos. Când am fost ultima dată la voi, la tine acolo, a fost un timp scurt și nu am avut timp de nicio experiență de driving, dar poate data viitoare o să avem timp mai mult și poate să avem o experiență de driving împreună. Cu siguranță, abia aștept să te întorci la bine. Sau poți să iei, că este circuit aici aproape de noi de București, sau putem să ne întâlnim la jumătate acolo la Târgu Mureș. Sigur că da. Putem organiza o dată. O să stabilim detaliile astea și o să vedem, dar neapărat trebuie să vii și tu la Bistrița aici, la noi, să te am în studio și să mai discutăm cu prietenii noștri și să le spunem despre condusul în siguranță. Data viitoare aș vrea neapărat să abordăm acest subiect, pentru că mi-aduc aminte prima dată când m-ai văzut cum am condus, nu mi-am pus centura și mi-ai explicat cât de importantă este și sunt convinsă că multe persoane sunt în acest caz și cred că ne-ai putea împărtăși câteva lucruri și despre acest lucru într-o ediție următoare. Claudiu, îți mulțumesc din suflet că ai acceptat invitația și aștept să ne revedem cu bine. Sigur că da, cu mare drag. Mulțumesc și eu de invitație și salutări tuturor celor care ne-au urmărit. Mulțumesc. Dragi prieteni, sunt Gina Bonta și ne vedem în fiecare marți de la ora 20. Vă îmbrățișez! Urme ale locuirii teritoriilor comunei noastre sunt încă din neolitic. Este un personaj important care a adus aceste monede. Altfel nu se poate explica modul cum au ajuns aceste monede, pentru că ele lipsesc la răsărit de Tisa. A fost foarte om bun. Om de nu a existat. Ei erau o fel de, cum să spun, centru social, deci... Foarte, foarte om bun a fost. Gentlemen, I don't know where you are from, but I accept your invitation. Cred că și Odohei m-a format ca medic, ca medic de țară. Mi-a plăcut foarte mult. Apoi nașterea m-a asistat. Fel de fel de cazuri, șocuri anafilactice. Dă creștea, va dă creștea la noi. Numai eu am rămas aici. Eram singur cu găinile în pod. În Șodorhei, până 90, a fost o școală etalon pentru județul Bistea-Năstăud. În toate satele erau grădinițe, erau școli generale. Și eu, Odorhei și Agrișuri, erau și 5-8. Am fost dascăl la 7 universități din Europa. Am fost în programe europene. Am fost, așa cum ați menționat, în 2 misiuni diplomatice. Dar întotdeauna am venit cu drag acasă. Suntem în satul Costa, satul bunicului, sat martir, sat erou. Casa și mortul, oameni buni, 61 de eroi nu s-au mai întors acasă. Din spusele creștinilor mai în etate, creștinilor mai în vârstă, icoanele au fost pictate pe pânză chiar la Veneția. Oameni harniși, la toată casa era plug și jug, și vaci și oi și porci și de tot pe alea. El avea până la 3-4 turme de usatul. Luai tractorul și echipai valiza, de o păture, cearceap, o perine. Bunica era o pianistă, stăpânea instrumentul în mod amator, bineînțeles. Păi făceai vița în piatră de iarna, păi vine dumne la piatră. Cel mai mult îmi pare rău de împănatul boului de la Hristos. Sau moștei, cum se spunea. Theodor Hey reprezintă pentru mine și la ora actuală cel mai frumos loc din lume. Nu aș da niciun loc din lume, nici Maldive, nici Las Vegas, nici
Saint-Tropez pe Chaudorhead. A fost o perioadă, eu zic că perioada cea mai frumoasă din viața mea, cât a fost ecoul și eu, dar la echipa. Străni nepoții lui Traian, acum trăiesc aici, în casa veche a lui Nea Traian, americanul. Extraordinare povești sunt.